vă mai interesează noutățile din domeniul tehnicilor de vârf? Eu zic că da, dragii mei, am aflat câteva și vreau neapărat să le cunoașteți și voi. Schaefer, cel mai vândut încărcător pe roți din România, fabricat 100% în Germania. Schaefer, peste 700 utilaje vândute în România. Schaefer a fost pentru mai bine de 60 de ani alegerea fermierilor. Grupate în trei categorii: încărcătoare articulate de curte, încărcătoare articulate pe roți, încărcătoare articulate telescopice. Schaefer este alegerea pentru toate sezoanele, datorită durabilității, performanței și funcționalității. Un tip de încărcător articulat telescopic ce poate lucra în condiții dificile și în zone înguste. La Schaefer se pot atașa peste 50 de accesorii pentru toate ramurile agriculturii, zootehniei, procesării de lapte și carne. De asemenea, ele pot fi folosite de traderii de cereale, centrele de echitație, de specialiștii în peisagistică, în construcții, de magazine și firme industriale, de sectorul reciclărilor, a uzinelor de biogaz, de consiliile orășenești, grădini zoologice, în industria lemnului sau chiar în fabricarea peleților. Din cele 50 de accesorii, amintim lama de împins cereale, mătura pentru cereale, brațul dublu pentru saci mari, big bag, greiferul pentru gunoi, furca pentru baloți, diverse cupe pentru zootehnie, ciocanul hidraulic, lanțul săpător, excavatorul, burghiul, cositoarea de finisare, lama de zăpadă, furca de paleți și altele. Schaefer, încărcătorul cu cele mai multe ore de funcționare, 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână, făcut să fie lider în România. Primele utilaje livrate au peste 25.000 de ore și sunt în stare perfectă de funcționare. Schaefer este vândut prin Farmtech România de mai mult de 11 ani prin 5 locații: Săftica, Cluj, Timișoara, Constanța și Drajna. Farmtech și-a început activitatea în august 2005 cu importul de încărcătoare frontale articulate multifuncționale Schaefer, fabricate în Germania de peste 60 de ani, 4x4, economice și eficiente, pe care le vindem și cărora le asigurăm livrare, punere în funcțiune, service în perioada de garanție și post-garanție în toată țara. Farmtech oferă clienților săi suport tehnic și service 24 ore pe zi, 7 zile pe săptămână, cu o echipă experimentată de profesioniști. Nu contează defecțiunile, echipa Farmtech este pregătită să intervină și să rezolve orice defecțiune, inclusiv înlocuirea pieselor în maximum 48 de ore, indiferent de piesa de schimb. Farmtech oferă alături de încărcătoarele Schaefer o gamă largă de mașini cu tehnologie nouă pentru zootehnie, pentru a se potrivi tuturor cerințelor fermierilor. Vă oferim Strautmann, remorca tehnologică de la 4 metri cubi la 31 metri cubi, cu un melc sau doi melci de mixare, cu diverse opțiuni de descărcare, cu dispozitive de cântărire și opțiune de împrăștiere paie. Vă oferim Strautmann, remorca tehnologică autopropulsată de la 11 metri cubi la 22 metri cubi, cu doi melci de amestecare, cu dispozitiv de tăiere de 2 metri lățime, cu sistem de măcinare pentru un debit rapid și constant al materialelor, diverse opțiuni de descărcare, cu posibilitate de așternere a paielor și dispozitiv de cântărire. Vă oferim Strautmann Hydrofox, tăietor de siloz de la 1,75 metri cubi la 3,8 metri cubi, cu lățimi de prelucrare cuprinse între 2,9 metri și 3,97 metri. Vă oferim Tigel, tocător de baloți cilindrici pentru baloți cu diametru de maximum 1,7 metri sau rectangulari de 1,2 metri pe 1,2 metri care toacă un balot în 5 minute. Vă oferim Tigel 8150, un utilaj ce asigură furajarea și împrăștierea paielor pentru așternut și tocarea paielor cu posibilitatea de reglare a lungimii de tăiere de la 20 la 250 mm, de la tractor în mers. Vă oferim remorș de împrăștiat gunoi de grajd Chioda de la 2 m3 la 26 m3,
cu discuri cu lățime de împrăștiere până la 24 metri. Vă oferim combinația presă-ambalator Gowell model LT Master, mașina de înfoliat baloți cu o tehnologie nouă pentru a păstra silozul în condiții perfecte, izolat 100% de factori externi, la un cost mult mai mic decât varianta clasică de tasat siloz, 50-60 de tone pe oră, baloți de dimensiunea 1 metru, control program profi complet automatizat. LT Master, viitorul pregătirii silozului. Vă oferim combinația presă-ambalator Gowell model G1F125G5040 Combi, cea mai dotată balotieră 3-in-1. Adună din brazdă, toacă la 3,5 cm cu 35 de cuțite, presează și înfoliază în mers, având o productivitate medie de 40 de baloți pe oră. Diametru balotului 1,25 metri. Control program profi complet automatizat. Iluminat pe LED, sistem depozitare până la 20 de role de înfoliat. Se poate folosi pentru paie uscate, fân uscat, lucernă uscată, silos de fân și lucernă cu o umiditate de 30%. G1 F125 G5040 Combi este perfect pentru fermele zootehnice. Vă oferim înfoliator baloți rotunzi Gowell model G1015. Se poate monta direct pe șefer sau la tractor. Funcționează de asemenea cu motor electric sau pe benzină. 50 de baloți rotunzi pe oră. Baloți cu diametru între 0,9 metri și 1,6 metri. Greutatea maximă a balotului 1200 kg. Înfoliază balotul chiar și în timpul conducerii autovehiculului. Foarte util pentru ferme zootehnice. Firma Farmtec SRL a fost înființată în 2005 cu scopul de a importa tehnologie nouă de manipulare și transport cereale și orice produs vrac ce rezultă din activitățile agricole. Branduri Schaefer și Chioda. Pe lângă utilajele specializate în logistica cerealelor, Farmtec și-a diversificat oferta și cu un pachet complet de utilaje pentru zootehnie, branduri Schaefer, Strautmann, Tegel, Göwel, Köthe și Chioda.